După 36 de ani, Balaș va îmbrăca din nou tricoul Universității Craiova. Nepotul marelui Ilie Balaș, Atanas Trică, a semnat cu echipa din Bănie. La 16 ani, atacantul are deja 1,91 m și seamănă izbitor de mult cu mai celebrul său bunic. Deocamdată, fiul lui Eugen Trică și al Lorenei Balaș va juca la echipa a doua a Universității. Coincidența este că Ilie Balaș a debutat în tricoul Științei tot la vârsta de 16 ani. Considerat unul dintre cei mai mari fotbaliști români din toate timpurile, Ilie Balaș a încetat din viața acum mai bine de 2 ani la vârsta de 62 de ani.